Ceaba, o legumă foarte nutritivă, poate contribui la îmbunătățirea sănătății inimii. Proprietățile medicinale ale cepei au fost apreciate încă de acum mii de ani. Se spune că atleții din Grecia antică apelau la această legumă pentru a-și purifica sângele. Conform studiilor, ceapa are un conținut ridicat de vitamina C, care încurajează producția de anticorpi, dar și limfocite T, care sunt indispensabile pentru lupta împotriva agenților patogeni. Cu ajutorul acesteia poți reduce atât durata răcelii, cât și gravitatea simptomelor. În plus, ceapa este bogată și în quercitină, care are proprietăți antiinflamatorii și antivirale. Deși gustul său nu este cel mai plăcut, ceaiul de ceapă este extrem de bun dacă te confrunți cu tusea productivă. Astfel, această băutură poate contribui la eliminarea mucusului și la calmarea tusei datorită uleiurilor esențiale prezente în ceapă. Quercitina, un flavonoid sau un pigment vegetal care este întâlnit în anumite alimente vegetale, poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Pe lângă faptul că este o sursă importantă de mangan și cupru, ceapa conține și potasiu, care ajută la menținerea sub control la tensiunii arteriale. În plus, contribuie la eliminarea excesului de sodiu, fapt care permite diminuarea presiunii asupra pereților vaselor de sânge. De asemenea, ceapa este bogată și în enzime care susțin procesul de digestie. Ceapa sau uleiul de ceapă contribuie la reglarea glicemiei și la îmbunătățirea sensibilității la insulină. De acest lucru este responsabilă tot quercitina, care influențează funcționarea organismelor implicate în procesul de reglare a nivelului de zahăr din sânge. Atât ceapa cât și usturoiul pot reduce riscul de apariție a unor tipuri de cancer, cum ar fi cel gastric sau colorectal. Conform unor studii de laborator, onionina A, compus care conține sulf, ar contribui la încetinirea dezvoltării tumorilor, relatează adevărul.ro.